Constanța Drăgoescu lucrează de mai mulți ani la cabinetul medical din Liceul Energetic. Acolo sunt arondați și elevii din alte unități medicale, în total aproximativ 3300 de copii. Încercăm să rezolvăm absolut tot ce trebuie și chiar le rezolvăm. Mai greu, dar se rezolvă în timp mai mult. Care sunt activitățile care vă dau cele mai mari bătăi de cap? Bătăi de cap toate. Deci în activitate medicală nu presupune numai activitatea fizică în sine, presupune și tributul psihic. Liceul cu program sportiv se numără printre unitățile școlare în care nu există cabinet medical. Dacă unul din cei aproximativ 800 de elevi are nevoie de o consultație sau dacă se accidentează în timpul orelor, trebuie transportat până în incinta liceului energetic, acolo unde se află cabinetul medical școlar de care aparține. Cu părere de rău, nu există un cabinet medical la noi în unitate, dar suntem arundați la circa de la grupul școlar energetic. Cu toate că, fiind un liceu program sportiv, ar trebui să avem cabinet de această natură, dar legislația în vigoare nu ne-a permis, am avut și ne pare rău că s-a desființat. Suntem în discuție, am făcut ceva propuneri și la primărie și la minister am făcut o hârtie să vedem dacă ni se va da înapoi pe acea jumătate de normă care am avut-o de doctor de medicină sportivă. Profesorii recunosc faptul că atunci când un elev are nevoie de îngrijiri medicale, sună direct la 112 și solicită o ambulanță. Dascălii spun că nu vor să pună în pericol sănătatea copiilor, transportându-i cu mașinile personale până la cabinetul medical școlar.